multă formă după cap. Salutare tuturor, sunt Cristi și astăzi am revenit cu cel de-al patrulea episod din seria noastră de... Păi de cap, ce frumos arată mașina asta. De Mafia 2. Ultima dată am făcut rost de ceva bandă buzunar. Și sunt curios cum, doamne iartă-mă, o să duc eu mașina asta acasă fără să fac praf. Dar, lăsând asta la o parte, nu e să apăsați butonul de like dacă vă place această serie și o susțineți și vreți să vedeți în continuare episoade. Oh my fucking god. Dar știu că nici nu se conduce ca dracu mașina asta nouă. Ok, știu că m-am plâns până acum deja de condus, adică de driving chestie puii mei. Shit, no. Bun. Perfect. O să mă duc. Unde nu zic ei să mă duc. Cred că trebuie să mergi mai ca să la Joe. Abia aștept să mă mut de la asta, adică totuși deja sunt băjet mare, nu trebuie să mai... Stau eu după capul lui sau el după capul... Fuck. Da, bineînțeles că chestia asta mai mult ca sigur o să mă oculească pe la mama dracu. Așa că mergem pe unde ne zic băieții. Shit! Da, ce am făcut eu? Ăla m-a lovit. Ok, am plecat, stați puțin. Nu e nicio mașină de poliție când plecat. Bun. Ok, o să încerc să mă duc și să bag asta în garaj și poate să se repare acolo ca până minune, ca de obicei și toate chestiile astea. Așa. Cum era în GTA, după gai mașina făcută praf în garaj și pe urmă stăteai 5 secunde, deschideai garajul și gata, mașina. Așa. Da, o să mă distrez, deci cred că o să fie maxim. Așa, o să fie maxim pentru voi. Să mă vedeți chinuindu-mă. Bun. F. Haide. Așa, deci trebuie să claxonez ca să o parchez. Dar acum când o să o parcați mașina, cei care aveți mașină și cei care nu aveți mașină, când o să aveți mașină și o să faceți școala de șoferi și, de fapt, nu neapărat, atunci nu o să aveți mașină, când o să faceți școala de șoferi și nu numai, mereu, și când o să aveți voi mașina voastră și când o să faceți școala de șoferi, mereu să băgați un claxon când opriți. Adică, mai ales când sunteți cu școala, știi, mergeți așa și zice, oprește aici, tit. De fapt, parchez, nu oprești, îmi cer scuze. Ok, să deschid frigiderul să mănânc ceva. Dar știu că am și o groază de chestii tale, să am două sandvișuri. Așa. Mai are un singur sandviș. Două cola și o bere. O bere. Ce doamne, am văzut o pasta de jos. Are patru beri. Am și o întrebare, dar nu pot să fac, spre exemplu, și eu... un sandwich în caz de ceva. Ok, să mă culc. E fenomenal că eu trebuie să dorm pe canapeaua lui Joe. Ok, chapter 3. Am trecut destul de rapid prin primele două. Enemy of the State. Joe's apartment, February 10th. Pui mei. Ce poster are nebunul ăsta. Așa, să răspund la telefon. Aoleo, doamne. Bă, dar nu-i greu să speli un vas. Joe's pleasure, pal. It's Vito speaking. Vito, why didn't you come home last night? I was worried sick. Mama? I didn't know you had Joe's number. And whose phone is this? So have you spoken to Mr. Pappalardo, the fine
find yourself a job? Yeah, he told me to come by and see him today. Hopefully he's got some work for me. Okay, Vito. Good luck, mio papi. Trebuie să mă duc să vorbesc cu ceva tip să îmi dea de lucru. Ok. Trebuie să mă îmbrac. Cum ziceam, o să-mi iau asta așa, adică momentan încă nu-mi permit să port outfit din ăla de badass. Când o să fim mafioți, o să portăm și noi cămășii sau... Oh, hi there. What's the matter? Nothing good on the radio? Mind your beeswax, kid. Aia să zice, acum fac ureche. Oh, Doamne, ce fac oamenii ăștia? Ei trebuie să scurețe casa și de fapt trag ureche la ce vorbești tu. Nici nu te mai poți certa liniștit cu cu drazlele în ziua de azi. Bun. Unde trebuie să ajung? Având în vedere că nu văd punctul... E ceva. Am 320 de dolari. Luăm o mașină care e parcată. Bă. Nu vezi pe unde mergi? Adică, vezi pe unde mergi, dar vezi pe unde mergi. E un polițist acolo. Fuck it, oricum e cu spatele. Să încerc. Nu! Care erau șansele? Să mor tu că nu m-au luat. Ok. Și dacă e să vină poliția, le zicem că mi-am uitat cheile și de-aia îmi sparg geamul, pentru că bineînțeles că orice om normal când își uită cheile acasă sparge geamul la mașină. Da, eu cel puțin așa și face. Ok, tocmai am bușit o mașină rău, destul de rău, și nu s-a întâmplat nimic. Păi, cred că ăsta e ceva event. E ceva special, într-adevăr. Mai ales că pe mine mă caută poliția și că mă bușesc alții. Care erau șansele? Ok. Sunt curios, dacă ajung la destinație o să mă lase să încep misiunea și o să uite de mine, sau trebuie să scap de ei întâi ca să pot începe misiunea. Pentru că cu skill-ul meu la conduce, Oh, Doamne, ești tu. Oh, fuck. Da, am călcat și pe cineva, nici nu mă caut acum poliția în ultimul hal. Ce, Doamne, iartă-mă. Cum să scape de ăștia? De fapt, stai așa. Trebuia să fi... M-o fi dus aici pe contrasens, să-i fi lăsat pe ei pe drum normal. Shit! Oh, shit! Ok, nu pot să cred că idioții tocmai chiar... Adică, efectiv, s-au aruncat după... Ok, sunt mort. Deci sunt mort. Da. Nu, chiar mai ce să mai fac. Deci ești tu la viața mea. Ok, am plecat. Dintr-un oarecare motiv mi-am revenit cu HP-ul. Și acum mai mult ca sigur o să scap de poliție, pentru că ei au ieșit din mașină ca să vină după mine și... Ok, fuck, mamă, cât aproape am fost. Bun, hai înapoi pe drum și... Oh, God, Doamne! Bă, dar câte mașini de poliție erau după mine? E perfect normal să... Intri în depășire în curbă, domnul polițist. Ok, aici să avem grijă, pentru că după cum puteți observa, putem zbura în pula mea după drum și n-am vrea asta. Așa. Să vedem. Mergem unde ne-a zis tanti mama. Vorbim cu nea ăla să ne angajeze, să ne dea ce a de făcut, să facem un ban de buzunar. Ăla e pe deasupra. Știi, mă, și mie eram, bă, ce dracu, stai, contrasens, nu? Și da, putea fi posibilitatea ca eu să merg, de fapt, așa de repede încât să-l ajung pe el din urmă.
Okay. Știi, îmi place că nu urmărește mașina, adică mă urmăreau decât pe mine. N-au ținut minte și mașina. Plus că nici nu e făcută praf, împușcată și făcute chestii gen la gen. Să mergi pe... Hai de cap, nu. Da, da. Știi, jocul ăsta e un joc genial. Din păcate, fără controller se mișcă ca dracu mașina și acum nu prea pot să joc controller, ceea ce e păcat. Dar, da. Nu e chiar așa mare problema. Cum să fie problema mare? Nu e. Bun. Hai să vedem. Shit. Nu. Bun, n-am intrat. Credem că intru în perete. Ok. Nu. Doamne, iartă-mă. Doamne, apără și păzește. Bă, dar pe unde Du-te-n... Du-te-n... Da. Ce tanti, cum am zis? De ce v-ați oprit? Nu-i nimic de văzut aici. Mergeți mai departe. Haideți, domnul polițist, doar îmi caut cheile, sunt pe jos, le-am pierdut, mi-au scăpat în mână. Așa. Aici tu, asta e altceva, nu du-te pe aici. Ce a fost aia, frate? Aici ați văzut și voi. Deci dacă iei pe un drum greșit, puțin cât de mult se schimbă ăsta traseul și vă dați seama că eu acum practic puteam să fiu acolo dacă nu mă hotăram eu că vreau să mă duc pe... Înțelegeți? Hai că bine că mi-am dat seama că sunt pe drumul greșit și am putut să iau pe drumul bun, căzând pe pod cu mașina. Da. Rutina de dimineață, mergi pe pod, realizezi că greșești drumul, caz după pod cu mașina, se realizezi că mașina ta e distrusă, fură altă mașină că mașina ta e distrusă, ăștia își dat treabă. Da. Viteza limită maximă în chestii, 40 la oră, ai de capul meu. Da. Și faza e că, cum am zis, ăsta nu e Driving Simulator, adică nu că Driving Simulator. De fapt, da, Driving Simulator, să respecti limita de viteză, ce pui mei. Bă, dar nici nu o să mă chinui o groază cu astea de... cu fazele în care trebuie să conduc. Ok, am ajuns aici, hai să vedem ce vrea nenea. Ok. Mustață, chestii, ce ochi are, clar, tipul, clar ceva nu e în regulă cu tipul ăsta. Totuși la muncă să stai și la reviste pe ele. Close the door, it's windy. What do you want? Yeah, I'm looking for a Mr. Papalotto. Oh yeah? Why? My name's Vito Scaletta. My old man used to work for him and I'm looking for a job, so I came here. Well, you're in the right spot, sonny boy. Federico Papalotto at your service. You can call me Derek. I think I remember your dad. Good guy, but drank like a fish. What's he up to these days? He's dead. Oh, well, y'all gotta go sometime. Right, Steve?
Sure, Derek. So you need a job, huh? Well, you're in luck. We just got a new shipment to unload. Steve will show you around. Now scram, my steak's getting cold. Okay. Ah, deci am ceva de făcut. Deja. Follow me. Să vin după tine. Bine, tată, vin. Stai și mă uși puțin pe aici pe-n jur. Ce-o revistă. Ce drăguț. Foarte drăguț. Dar înainte să vedem ce vrea direct de la viața noastră, o să închei și aici acest episod. Păi, data viitoare, eu am fost Cristi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați, să apăsați butonul de like. Să aveți o zi bună în continuare. Bye, bye.